сегодня приняли решение здесь посадить деревья. Через месяц здесь, когда исполнится 75 лет взятия этого плацдарма советскими войсками, мы тоже проведем мероприятие. 9 мая Марш Победы в Кишиневе, 24 августа Марш Победы. Поэтому я думаю, что 2019 год останется в памяти как юбилейный год. Почему это важно? Потому что если мы не будем помнить и чтить память и героизм наших отцов, дедов, то в этом случае у нас не будет будущего. Астазя мы хоторитка спорим с одним очешку копач, а ну мин трачест лок историк, шану мила шерпень. Pentru că, într-adevăr, este un loc unde au căzut foarte mulți ostași luptând într-a doilea război mondial. Ostași din armata roșie, au mai căzut și ostași germani și români, cu atât mai mult că organizația Iucodava, Federația Voievod, întotdeauna a fost deschiși la tot ce este ecologie, o țară curată, o țară frumoasă și o țară cu memorie. La momentul dat, noi avem disădit aproximativ 70 de copaci, am venit cu echipa noastră de la Iucodava și de la Federația Voievod și iată, noi ne-am implicat activ în acest lucru să ajutăm la toți care au venit aici. Acțiunea asta este o acțiune foarte binevenită și pentru copii și pentru întreaga societate. Aici avem un loc istoric foarte important pentru noi și pentru strămoșii noștri. Și eu cred că dacă o să amenajăm locurile astea, să le menținem frumoase, o să avem și istorie și viitor. Pentru mine este foarte important acest tip de eveniment, aceste tipuri de evenimente. În principiu, Federația de Luptă Națională Voievod are câteva angajamente față de persoane. Unul dintre ele este păstrarea naturii, curățirea locurilor turistice, locurile pitorești din țara noastră. Țara noastră este o țară foarte frumoasă și de aceea anual membrii acestei Federații de Luptă Națională Voievod se strâng într-un număr destul de mare și au grijă de natură, salubrizează unele locuri, cum ar fi Orhei Vechi, cum ar fi Țâpăva. De asemenea, plantează număr foarte mare de copaci, iar parcursul anilor are grijă de acești copaci, ca și ei să crească, să aibă generațiile viitoare un loc de trai curat, un loc de trai cu multă natură.